e bine să vedem realitatea cum e, că într-adevăr e dură realitatea românească. Dar să nu ne pierdem curajul. Eu am un mare model ca filozofie de viață, și anume Wilhelm Taciturnu, Wilhelm de Orania, eliberatorul Olandei, care spunea o frază extraordinară, spunea așa: nu e nevoie să speri pentru a face ceva și nici să reușești pentru a continua. Și cu motto-ul ăsta a eliberat o țară. E bine să vezi lucrurile cum sunt, e bine să nu-ți faci iluzii mai cu seamă și să continui. Vreau să mai dau un citat? Ioana, mă lași? Că nu mă lasă să dau citate din clasici, că prea mult. Tucidide spune undeva, iarăși, e o frază extraordinară: speranța e un prost sfătuitor. Da? Nu, e foarte periculos să-ți faci iluzii. Dar nefăcându-ți, chiar nefăcându-ți iluzii, poți să acționezi. Și curajul este să acționezi fără iluzii. Ăsta este adevăratul curaj. Când vezi, într-adevăr, vezi multe lucruri foarte triste în jur și nu te dai bătut. Nu te dai bătut. E foarte important. Dacă reușesc să vă conving pe dumneavoastră că vă văd scepticul de serviciu, cred că am șanse mari.